Bine v-am regăsit! Nu cresc mai mult de 1,20 m, însă își doresc ca oamenii să-i privească dincolo de această cifră. În România, în fiecare an, se nasc 8 copii cu nanism, 8 copii care au aceleași visuri ca și ceilalți copii. Descoperim astăzi la Secvențe Trinitas un pic din frumusețea, dar și din greutățile vieții la 1,20 m. Anul 2020. O mamă din Australia descrie pe internet momentele grele prin care trece Caden, fiul ei de 9 ani care suferă de nanism. This is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children. În filmare, mama lui Caden povestește că a fost martoră a unui episod de bullying asupra fiului ei și vrea să arate tuturor drama prin care trece copilul. Clipul video distribuit de peste 134.000 de ori și urmărit de mai bine de 14 milioane de oameni a atras atenția multor persoane publice. Boyden, you are stronger than you know, mate. And no matter what, you got a friend in me. So, everyone, let's please be kind to each other. Bullying is not okay. Period. Life is hard enough. So, let's just remember every person in front of us is facing some kind of battle. So let's just be kind. We're here to support you, bud. We just want to make sure that you're doing all right. What I want you to know is that you have friends. Un mesaj de susținere pentru Caden a transmis și Pavel, un băiețel din București care suferă la rândul lui de aceeași boală. I saw what happened to you and I'm really sorry. Nobody deserves to be treated like this. I hope you know that I and a lot of people stand by you and hope you can heal. You are a superhero. Stay cool. Cu Pavel ne-am întâlnit zilele trecute într-un parc din capitală, unde a venit însoțit de mama sa. Pavel, am auzit multe despre tine, eu sunt Raluca. Eu sunt Pavel. Luna aceasta, Pavel împlinește 12 ani, iar singurul lucru care îl deranjează în România este poluarea. Și ar mai fi ceva. Unii copii care sunt mai... să nu spunem cum. Și, da. Da, eu cred că dacă te-ar cunoaște așa cum ești, da, Nu ar fi nicio problemă. Da. Dar cea mai mare problemă e poluarea. Este foarte prietenos și sociabil, iar cei mai buni prieteni ai lui sunt Andrei și Filip. Eu cu colegii mei mă știu de mult timp și suntem foarte buni prieteni. Mai am alții prieteni la fel ca mine, cheamă Andrei și Filip, sunt cei mai buni prieteni ai mei. Ce înseamnă la fel ca tine? Adică cu aceeași problemă, boală ca mine, adică nanism. Dar ce înseamnă să fii om mic? Păi, să fii om mic înseamnă să fii de o înălțime un pic mai scăzută față de ceilalți oameni. Și o problemă asta? Unii spun că da, unii spun că nu. Eu spun că nu e o problemă. Înălțimea mică are și avantaje, ne spune. Să zicem la vați ascunsele. Dacă vrei să te ascunzi, e ce găsești cele mai bune locuri de ascuns aici, cu dacă ești mai mic. Te ascunzi într-un dulap, nu te mai găsește nimeni până anul viitor. Nu și-a făcut încă planuri de viitor, dar e foarte hotărât să meargă la mare vara aceasta. De asemenea, așteaptă cu nerăbdare întâlnirea anuală a Asociației Oamenilor Mici. Ne cazăm la o cabană și suntem mulți, așa. Mai avem activități cu unul cu altul, mai sunt și oameni mai mari ca tine acolo? Păi da, sunt și adulți de 56 de ani, de 40, de 20. Eu cu prietenul meu Andrei, cu prietenul meu Filip. Andrei e cu un an mai mare decât mine, Filip e cu un an mai mic decât mine. Am fost aproape la fiecare întâlnire. Anul trecut nu s-a putut organiza deoarece a venit pandemia peste noi și ne-a distrus majoritatea planurilor. Alexandrina Olariu, mama lui Pavel, este cea care a înființat asociația. Mare lui avantaj. Foarte sociabil, e foarte prietenos. Imediat își face prieteni. Ce bine. Și asta îl va ajuta în toată
chiar dacă n-ar fi avut, să zicem, diferența asta de aspect, asta oricum l-ar fi ajutat. Da. Când l-a născut pe Pavel, nu știa absolut nimic despre acondroplazie, cea mai întâlnită formă de nanism. A citit, s-a documentat, a întâlnit și alți părinți care se confruntau cu această problemă și au decis împreună să-și unească forțele. Așa am intrat în lumea aceasta a bolilor rare și am cunoscut oameni deosebiți. De altfel și asociația este membra Alianței Naționale pentru Bolile Rare, cu ajutorul cărora am încercat să facem o rețea de medici, să ajutăm mai ales părinții noi cu care se trezesc în fața acestui diagnostic și să știe de la început, trebuie să mergi la medicul acela, la disciplina aceea, să urmărești copilul până la o anumită vârstă. Asta să zic că este marea realizare până acum a asociației pe partea medicală. Noi inițial am făcut asociația mai mult pentru socializare. În primul rând ne-am gândit, vorbeam cu celelalte mămici, să aibă copiii noștri prieteni, așa. Dar ne-am dat seama că nu e suficient, adică nu ne putem opri aici și așa am intrat în povestea asta medicală. S-a lovit deseori de ideile preconcepute ale celor din jur, inclusiv ale medicilor, atunci când Pavel a venit pe lume. Indiferent că e obstetricianul sau neonatologul să-ți spună că dacă știai mai bine făceai o intervenție sau că dați-l, că nu faceți om din el. Nu se poate. Și totuși s-a întâmplat. Evident că ies. Evident că ies, cum ies și din alții și mai, să zic, cu probleme mai grave. Acondroplazia este o boală rară care nu are tratament. Dar sunt o grămadă de complicații care pot apărea și atunci trebuie să le vezi din timp, să ți le spună cineva despre ele. Copilul trebuie observat de când se naște până la 5 ani, destul de des, pe o zonă mai largă de discipline medicale, nu doar ortopedie, și neurologie și ORL. Și medicii trebuie să colaboreze. Nici ei nu știu foarte multe, nu pentru că nu... N-au întâlnit cazuri, adică nu, că n-au și învățat. Și atunci am reușit să-i adunăm, să le furnizăm și noi la rândul nostru informații și să-i motivăm ca ei să caute mai mult, să se documenteze și să formeze așa o rețea, încât noi să știm când apare un copilaș, ce problemă am, da, du-te la spitalul cutare, doctorul cutare știe despre diagnostic. Pavel a suferit de curând o operație de alungire a oaselor. Este o intervenție dureroasă, însă necesară pentru îndreptarea membrelor, dar și pentru a câștiga câțiva centimetri în înălțime. Dar din păcate maximul era de 6 centimetri, dar am crescut doar 2 și cu corpul încă 4, dar 3 a 6 la os aici. Oarecum e bine, da, dar am câștigat și am trecut prin dureri mari. Îmi pare rău. Da. A trecut, asta. Intervenția nu e foarte complexă din punct de vedere medical al doctorului, dar perioada de după operație, adică practic perioada de alungire, aceea este foarte grea. Ești imobilizat la pat pentru mult timp. Se câștigă cam un milimetru pe zi, învârtind niște cheițe. Simplu, osul se taie, se face osteotomie, așa se cheamă, se taie și se lasă la distanță ca el să formeze calus. Cum vrea să se unească, tu mai învârți, el îl depărtezi și el formează acel milimetru. Da, momentul neapărat al alungirii n-a fost, nu e permanent când făceai lucrul ăla, dar la un moment dat, după câteva săptămâni, într-adevăr, piciorul a început să simtă acea alungire, adică tendoanele, mușchii. Și atunci apar problemele de durere. Și el, într-adevăr, a suferit niște dureri mai mari. Dar zicea că a câștigat 2 cm. 2 cm din alungire, plus o creștere a lui naturală. Da, ce să zic. Da, este o operație care câteodată e chiar foarte necesară, pentru că, în general, copiii cu acondroplazie au și o curbură a picioarelor. La cei care au curbura asta, această operație este absolut necesară. Deci nu mai e numai un moft că vreau să iau câțiva centimetri, trebuie neapărat oasele îndreptate. Și atunci, dacă tot umbli acolo, sigur că mai ajut să le mai și crească un pic. Și sunt doi copilași care încă sunt cu dispozitivele de astă toamnă și acum și
da, e chinuitor. Este printre, cred că, cele mai chinuitoare intervenții, mai ales că durează foarte mult. Adică după ce ai terminat și procesul de alungire, trebuie să aștepți ca osul să se osifice, să se întărească suficient ca să pot călca pe el. Însă, pe lângă tratamentele pe care trebuie să le facă, cea mai dureroasă rămâne atitudinea oamenilor față de persoanele diferite. Ne spune că lucrurile încep să se schimbe în mediul urban, însă în cel rural, persoanele mici ajung să se simtă izolate și singure. De la adulții din asociație am învățat cum să reacționăm la lucrurile astea. Sigur, ei au fost în copilărie privați de ceea ce au ei acum, adică n-au crescut între ei. Nu știau că mai există unul ca el, sau dacă aflau era deja foarte târziu. Da, și atunci au suferit foarte mult în copilărie. Îi învățăm și pe cei mici să privească lucrurile astea mai relaxat, adică să nu le pună neapărat la suflet și să-și dea seama că întâi omul este curios. Oricine se uită din curiozitate întâi, nu e neapărat rău intenționat. Și abia dacă o remarcă este într-adevăr deranjantă, poți să te duci să-i răspunzi frumos că uite, asta este. Nu e frumos sau nu-mi place ceea ce ai spus. Sau dacă simți, nu te simți în stare, ignori și treci mai departe, răspunzi cu un zâmbet și treci mai departe. Adică și el are zâmbetul învățat. La purtător. Da, da, el are zâmbetul la purtător. Acum diferă și fiecare copil cu firea lui și sunt copii care au suferit, da, sau suferă. Tocmai de aceea, întâlnirea anuală a membrilor asociației este atât de importantă să simtă că nu sunt singuri. Se simt în siguranță, în familie, în satul respectiv, comunitatea îi acceptă. Dar dacă în momentul în care ies de acolo, lucrurile se schimbă și nu sunt pregătiți. Iar noi prin întâlnirile astea anuale îi pregătim pe cei care reușesc să vină și asta insistăm foarte mult să vină. Mulți n-au cu ce, n-au fonduri. Câteodată îi mai ajutăm dacă avem și noi cu ce. Sau mulți nu au curajul încă să vină să se alăture. Că chiar ne spunea un tânăr când a venit prima dată la întâlnire, a zis că el, cât a fost mic și copil și adolescent mai ales, nu suporta să vadă pe încă unul la fel pe stradă. Dacă îl vedea, se trecea pe parte, se ascundea, se ducea în altă parte, pentru că se vedea pe el și nu-i plăcea. Și mi-am dat seama ce trist și ce suferință era în sufletul lui, pe când cei care au crescut așa între ei n-au nicio problemă. Adică ei se văd pe ei atât de bine și se simt normali, se simt efectiv normali. A fi mic nu înseamnă a fi anormal, ci doar diferit. Iar dacă înțelegem acest lucru, vom reuși să vedem frumusețea copilăriei prin ochii lui Pavel.